Bun găsit, prieteni! Cu un an în urmă am participat la Köln la lansarea mondială a noului model Indian FTR 1200, o motocicletă specială pregătită de firma americană. Acum, după ceva timp, au sosit în sfârșit primele unități în România și am ocazia să vă prezint pregătirea de livrare a unei astfel de motociclete la sediul importatorului Indian România, firma ASP Group. Indian FTR 1200, model inspirat din motocicleta de competiție FTR 750 lansată de firma americană în 2016, când echipa oficială a fabricii a cucerit primele 3 locuri în competiția americană AMA de flat track. Un motor cu 2 cilindri în V răcit cu lichid, 123 de cai, 18 cm gardă la sol, amortizoare Showa, frâne Brembo, tobă de eșapament a Krapovici și ceea ce este mai interesant pentru mine, unghi de înclinare pe ambele părți de 43 de grade, adică distracție pură. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!